Te e foarte simplu. Trebuie să spui că e singură gropită? Da, mă. Să-i ceva de stare. Balanța care... Ok. Fă cum vrei tu atunci. Atenție! Neața, am de gând să fac o Românie sportivă, să se întregească de dimineață, să facă înviorarea și să înceapă mereu o zi frumoasă. Dacă România se înviorează, și oamenii vor fi mai veseli și vor avea mai multă poftă de viață. Scăpăm de amorțeală, de durerile de spate și atunci cu siguranță vom fi mult mai tonici. Facem o alergare ușoară la Oradea, unde vom merge în pasul Strângarului la Timișoara, unde avem 7 grade și vom continua antrenamentul la Craiova, unde astăzi vom avea 11 grade. La Cluj avem 5 grade, în Buzău 10 grade și avem o corespondență de la, da, lângă Pitești aici, lângă Craiova. Am fost mai devreme Craiova, dar s-a schimbat. Deci lângă Pitești sau lângă Craiova? Lângă Craiova. E mai lângă Craiova sau mai lângă Pitești? Eu zic că mai lângă Craiova, unde crește prazul înalt. Bine! Am înțeles. Bun, deci ajungem la Suceava, unde astăzi vom avea 6 grade, 9 grade în Galați, la Constanța facem 9 grade, 11 grade în Giurgiu astăzi, 10 în Pitești și spunem dimineața la Brașov. Foarte aproape. Nu, ia mai aproape, nu. Hai, ia mai aproape. Mai aproape? Știi bancul cu hapsânul? Nu cred că știu, Ștefan, zi-mi tu. Vino mai aproape de mine, te rog. Ștefan, să știi. Eu în București vom avea o vecinică sportivă care vă anunță că vom atinge astăzi 10 grade și cu acest mic antrenament de la meteo o să avem o zi cu adevărat frumoasă. Ah, mulțumesc. Și am chiar o emoție. Da, văd și unde le-ai. Scurnei că ăsta de la Brașov așa el de mic.